Salutare, Normis, numele meu este Azorac și bine am revenit pe modul Inim de Fier 4, noua ordine mondială. Am mai făcut și în trecut un videoclip despre acest mod, numai că se afla în statul de demo, dar acum și l-a release și putem să încercăm mai multe facțiuni. Și pentru cei care nu știu care treaba cu acest mod, ei bine, ne aflăm într-un univers în care Axa câștigă al doilea război mondial și după aceea Germania va intra într-o mare criză economică datorită războiului și bineînțeles a incompetenței. Pentru că, hei, cine ar fi crezut că o economie de război nu o să meargă pe timp de pace? Acum, cu acest update major, putem să jucăm cu națiunile majore, cum ar fi Germania, Italia, Japonia sau Statele Unite ale Americii. Dar, bineînțeles, eu o să mă întorc în Rusia, unde avem un mozaic imens de facțiuni și de mini-statulețe. Data trecută m-am jucat cu domnul Lisenko, ea unde îți este facțiunea, aceasta da, ia uitați-l aici, și am încercat să facem mutanți. Atunci am făcut așa mai mult un review la modul respectiv, nu l-am jucat până la capăt, dar acum că mai multe facțiuni au focus 3, de data asta o să încercăm să reformăm Uniunea Sovietică și să înfrângem forțele naziste. Stai, că degeaba încerc eu să distrug forțele naziste dacă naziștii se autodistrug singuri. Oricum, un mare haos în acest univers, îl avem pe Himmler, care încearcă să bombardeze tot globul pământesc cu bombe nucleare, deoarece n-a reușit să preia puterea Germaniei, și bineînțeles Lysenko, care încearcă să creeze mutanți pentru a cuceri Rusia. Gata, am pierdut destul timp cu această introducere, ia să ne alegem țărișoara, de fapt facțiunea, și să apăsăm butonul de start. Ok, deci noi a trebuit să fim facțiunea pro-comunistă condusă de domnul Voroșilov, care asta a fost mareșal al Uniunii Sovietice, deci a trebuit să fim, presupun, o dictatură militară acum. Și văd că avem niște chestii la National Spirit, asta că ne bombardează germanii, asta am avut-o și la Lysenko. Iată aici veteranii, hai că e bine, avem niște bonusuri la armată și probleme cu agricultura, adică totuși sunt tot mai nordul Rusiei, deci nu prea cred că un pământ prea fertil aici. Văd că mai am și niște două districte militare, cum scrie aici, unul condus de Mihail Tukhachevski, care, interesant că a supraviețuit în lumea asta, normal trebuia să fi fost executat după ce Stalin a pus în aplicare Marea Epurare, și celălalt district condus de Mr. Zhukov. Și obiectivul meu în acest univers este simplu, așteptăm ca Germania nazistă să intre în colaps, deoarece nu mai rezistă mult, și atunci noi putem să ne extindem lejer, deoarece nu cred că o să mai fim bombardați de aviația germană. După aia, după ce de fapt, cucerim o parte din Rusia, putem să atacăm ușor comisariatul Moscovei, deoarece nu mai este garantat de nimeni. Și din câte am înțeles, ăsta nu e tot focusul și că se mai poate extinde, dar nu sunt sigur, o să vedem pe la final treaba asta. Se pare că și în campania sovietică va trebui să găsim lootboxing-uri. Și că tot avem acum două lootbox-uri, n-ar fi rău să învățăm să facem agricultură pe zăpadă, ca să avem și noi ce să mâncăm. Aparent, liderul nostru nu mai are mult de 3 și trebuie să alegem un succesor, ori pe Tukhachevski, ori pe Zhukov. M-am uitat la ambele focusuri și nu prea mare diferență, unul se axează, de fapt, amândoi se axează pe armată, numai că Zhukov pune mai mult accent pe industrie, în timp ce Tukhachevski pe agricultură. Cum prin industrializare putem să producem mai mult armament? Bineînțeles, ne ducem cu varianta lui Zhukov. Văd că acum avem o mecanică specială pentru succesiune și trebuie să ne asigurăm că Zhukov o să prea puterea. Și ia mai întâi să ne întâlnim cu veteranii, deoarece să avem armata de partea noastră. Tot mă întrebam de ce Ungaria e așa de mică, deoarece trebuia să aibă și nordul Transilvaniei și teritoriul acesta, și aparent
dând din greșeală mouse-ul pe acest National Spirit, a existat un conflict dintre România și Ungaria în anii 50 și datorită acestui conflict, acum Ungaria nu se mai află în facțiunea Germaniei și mai este și exploatată. Trebuie să mă uit mai mult în povestea jocului, dar se pare că Europa deja începe să intre în mega haos, deoarece dintr-un motiv anume, Iugoslavia a devenit o chestie și Italia nu i-a făcut acest lucru și de asemenea Turcia a început și un război în Asia Mijlocie. Deja își pune în aplicare planul de nuclearizare masă și acest National Spirit mă îngrijorează extrem de grav. Hai că și America trece în acțiune și bineînțeles că nu putem să eliberăm Rusia fără armamentul nostru secret. Ok, la asta nu m-am așteptat și aparent Musta s-a furat să aibă un mega infart la această știre. Hai că am avut și bursă în Japonia și acum rămâne de văzut ce se întâmple. Ok. Interesant eveniment, cum a apărut așa, cu muzica asta dramatică. A dispărut Mustața fără să din peisaj și acum viitorul german este unul incert. Gata, și cu ultimul focus și sper că acum să primesc un eveniment în care primesc un focus și mai mare. Se pare că bombardamentele germane nu mai reprezintă un pericol și hei, uite, acum am primit și un focus nou. Nu e chiar așa de extins cum credeam, dar merge. Perfect! Și iarăși eveniment dramatic. Iată aici. Și acum trebuie să profităm extrem de mult de această situație, deoarece acum putem să ne extindem fără stres în Rusia. Și acum totul este în haos. Himmler văd că se duce după Franța, văd că a scăpat de bombardamente. Și din nou haos acum și în Rusia. Da, oficial toate statele din sfera de influență a Germaniei au început să exploze, deoarece avem acum și un război civil în Polonia. Da, să vă arăt. Așa, și bineînțeles avem și un război civil și în Anglia. Acum rămâne de văzut ce se întâmple cu Africa. Aoleu, tot începe să explodeze aici. Ce face? Voi chiar vreți să fiți nimiciți? Dar cum de ne-am luat bătaie, că era pe verde. În fine, ne răzbunăm mai târziu pe ăștia. Am ajuns la ultimul focus pentru această secțiune, deoarece cred că o să urmeze și alta, unde o să avem întâlnirea dintre cei doi mareșali și cred că acolo decidem o dată și pentru totdeauna cine va prelua puterea. Uite-ne și evenimentul și acum a trebuit să avem un nou lider, sau încă nu? Dar măcar ne-a deblocat focusul cu Zhukov. Cred că după ce facem focusul ăsta, preluăm puterea. Nu se poate! Trădare! Stai că nu e mare problemă, deoarece ăștia au 0 divizii, deci doar intru cu soldații și cam atâta le ocup teritoriul. Se pare că nici în acest univers nu te putut abține domnule Nixon, dar lasă măcar acum America are nou președinte. Se pare că rivalii țăriși ne-au luat-o înainte de a ataca celelalte warlord-uri rivale, dar nu contează, ne apropiem și noi imediat de focusul specific pentru a ne extinde teritoriul. Bineînțeles că trebuie să se întâmple asta. Și acum a venit timpul să scăpăm de această ocultă toxică a Uniunii Sovietice. Unești tu focus special pentru a le declara război? Aici, perfect. Înaintați, tovarăși, pentru mama Rusie, fără milă! Wow, cred că a durat doar o zi acest război. În fine, măcar a fost rapid. Acum urmează teritoriul condus de surioara lui Göring, deoarece seamănă extrem de mult. Și aparent o mai cheamă și Stalina, deoarece este fica lui Stalin. Pare că Stalina nu vrea să colaboreze cu noi, ceea ce înseamnă că va trebui să luăm măsuri mai drastice. A trebuit să-i trunăm și pe ăștia destul de repede. Sau poate că nu? Mai vedem. Măcar în partea estică ne mai descurcăm cât de cât, doar ce am reușit să fac și un circumant. Și o să reluăm capitala imediat. Dar mai întâi să o încercuim. Mulți au făcut greșeala asta și nu prea avut un final foarte fericit. Acum, domnule, pregătește să fie anihilat. Acum trebuie să ne mișcăm mai repede cu unificarea Rusiei, deoarece Germania și-a terminat război civil și cred că acum o să încerce să restabilească ordinea prin Europa. E bine, deloc, deja bestia nazistă a trecut la acțiune. Am reușit să-mi asigur partea nord-vestică a Rusiei și aparent rivalii mei se bat între ei și eu doar aștept să atac
în momentul potrivit, când idioții ăștia doar să rămână fără armament și fără oameni. Din păcate, focusul respectiv e blocat, deci nu pot să atac pirații din Corki, deoarece a fost ocupați de facțiunea Samara. Și ce să vezi? Focusul pentru a ataca facțiunea respectivă se află mai jos, tocmai aici, deci am focusul blocat. Dar nu trebuie să ne îngrijorăm, deoarece am niște șmecheri la îndemână. Oh, bravo tovarăș, ia uite, a reușit să unifice regiunea Est-Siberiană, dar nu-i nimica, deoarece și noi o să reușim să unificăm vestul Rusiei în curând. Minunat! Și acum că controlez vestul Rusiei, acum avem două țări care se proclamă a fi succesorul Uniunii Sovietice. Ia, stai așa, acum observ că Africa Germană s-a dus de tot și acum aproape toate națiunile africane sunt independente. Mai sunt doar câteva guverne coloniale controlate de Italia și cam atâta, dar în rest aproape toată Africa e liberată. Cum a venit timpul să rezolvăm problema finlandeză, deoarece, după cum se poate observa, ăștia ne cam ocupă niște teritorii care ne aparțin nouă, dar hai să nu le cer toate, o majoritate din acele teritorii le vrem înapoi. La asta nu m-am așteptat, mă gândeam că o să intervin cu forța, dar lasă, e mult mai bine așa. Ia, stai puțin, numai asta am primit, numai acolo am majoritate și cam atâta. Fier ar trebui să mă la cultură. Măcar mai bine decât nimic, deci e tot un câștig, presupun. Serios, trebuie să am neapărat teritoriile alea, dar deja am făcut tratatul respectiv. Ce, nu vă place bucata asta de teritoriu care am făcut rost? Din păcate, va trebui să folosim iarăși comanda magică. Upsii, m-am grăbit eu prea repede. Nu mai contează, măcar acum putem să renunțăm la comandă. Am terminat și ultimul focus din secțiunea respectivă și iată acum ce focus trimare avem, cu politică externă, armată, economie, politică internă. Deci o să avem ceva treabă cu acest focus. Și în acest moment o să închei acest videoclip, dar nu e bai, deoarece o să continuăm campania în videoclipul viitor. Până atunci, eu am fost Azorax, salut!